Era puțin trecut de ora 6 când microbuzul care venea dinspre Câmpina și se îndrepta spre București se lovea de parapet și era scăpat de sub control de către șofer. Vehiculul a ajuns parțial într-un șanț de pe marginea drumului, iar pentru cele 12 persoane începea lupta pentru salvare. Ce s-a întâmplat? Din ce puteți să ne spuneți? Nu știm, nu știm nimic. Ce să vezi? N-am văzut nimic, ne-am trezit răsturnați. Veneați de unde și vă duceați unde? Ne duceam la servici, la Chieptăr Vais, la București, la, de fapt, la Chiajna, acolo. Suntem colaborați, am fost asta, angajații Petromului și ne-au preluat acum 10 ani de zile și mergeam la servici. E un depozit de logistică și transport. Da. Ceilalți care au avut de suferit, aveau rând grave, ce ați văzut? Cum? Ce să vezi, domnule? Le-am spus pe geam, dar abia a reușit. Am spart geamul, e pline de cioburi, pline de loviți la cap, la... O fată cum i-a prins-o canapeaua, eu m-am avut noroc că eram pe partea, exact pe partea dreaptă. Am sărit de pe aia că mi-am dat seama că se răstoarnă. Am înțeles de la șofer că i-a pleznit un arc și l-a aruncat în despărțitor și de acolo am zburat pe dreapta. Ați reușit să ieșiți pe picioarele dumneavoastră? Am spart, da, am spart geamul din spate și am ieșit. Greu. Oameni răniți. Sunt fetele lovite la cap, la mâini. Dumneavoastră, ce spuneți? Cum a fost momentul impactului? V-ați speriat? Ați reușit să ieșiți repede? Am început să-i ajutăm să iasă, că nu aveam cum să stăm. Eu am fost pe spate. Nu prea am avut... Am avut centura pusă și am fost sus, pe stânga, deci pe partea șoferului. Și până m-am coborât, până mi-a revenit eu un pic, deja... Bănuiesc că se auzeau țipete oameni care... Da, țipete. Au fost fete prinse în... La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe, dar și echipaje de la ISU Prahova, care au adus chiar și o auto specială de transport victime multiple. E vorba de un microbuz care transporta navetiști și s-a răsturnat pe partea dreaptă, ieșind parțial de pe partea carosabilă. Am intervenit cu autospeciale de descarcerare și ambulanțe SMURD împreună cu ambulanțe SAJ. Nu au fost necesare manevre de descarcerare, toți pasagerii au părăsit sau au fost extrași din microbus fără intervenția autospeciale de descarcerare. Cel mai probabil, așa cum susține șoferul, o defecțiune la arcul uneia dintre roțile microbuzului a produs accidentul. E arcul, foaia de arc. A pocnit greu, a făcut o pocnitură puternică. Și n-am avut ce să-i văd, fă. Acolo să fi fost. Ghinionul face ca acest conducător să efectueze cursa unui coleg, care era în concediu. Ce s-a întâmplat? Ce ziceți că s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Când am trecut calea ferată, a pocnit ceva la roată, probabil pe stânga, și m-am uitat, este arcul rupt. A pocnit arcul și n-am putut să mai controlez mașina. Mașina s-a dus în stânga, la parapeți, a intrat pe parapeții despărțitori și m-am răsturnat. Cele 9 victime au suferit răni grave la cap, coloană, dar și la mâini și picioare. Acum polițiștii care au făcut măsurători la fața locului vor putea să spună exact de unde a survenit defecțiunea și care au fost împrejurările în care s-a produs evenimentul.